Ieri, tânărul de 25 de ani din județul Iași și-a încercat norocul prin comuna Frumușica. Bărbatul a vrut să vândă bunuri localnicilor, fără a avea acest drept. Mașina sa a fost trasă pe dreapta și verificată de oamenii legii din comună, în interiorul autoturismului fiind găsite mai multe pilote pentru care șoferul nu avea acte de proveniență. Tânărul de 25 de ani a fost sancționat contravențional pentru efectuarea de acte de comerț ilegal, cu amendă în cuantum de 500 de lei și cu confiscarea bunurilor deținute.